Olanda e greu cu bicicleta, pe ploaie și în traficul Bucureștiului. Ambuteiaje, băltoace, dar băltoacele ascund pericole. Un copil stă în mijlocul traficului între mașini și cerșește. Probabil un matur supraveghează fetița. Strada Sebastian. Trăm printre blocuri, că acolo e mai puțin aglomerat traficul, sunt mai mici pericolele, chiar dacă e mai puțin luminat și mai degradat carosabilul. Măcar îți din capul meu. Am ferit obstacolul din drum. Am intrat sub mașini. Nu știu ce era. O piesă mare de plastic. Intre în baltoacă, dar nu știi ce te așteaptă dacă o să ieși de acolo. Poate să fie o groapă, poate să fie un petroi. Așa e pedalarea noaptea cu apă după ploaie, cu riscuri în plus. Dar merită încercat, cu grijă, ia că am pedalat.